Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dan Bradu de la danbradu.com și astăzi o să încerc să vă explic cum se face optimizarea prin articole SEO. E bine, e foarte important și cred că e singura metodă care mai funcționează. Trebuie să conștientizăm însă că articolele respective trebuie să aibă o calitate atât a conținutului foarte, foarte mare, cât și a site-ului pe care sunt publicate. Este foarte important ca acest conținut să fie scris focalizat pe cititor, adică să fie un subiect foarte interesant. Dacă veți face acest lucru, o să vă arăți și niște rezultate foarte, foarte bune. Veți avea o indexare foarte bună a articolului în Google, doi la mână, veți genera chiar și trafic pe acel articol, iar în timp veți obține chiar și page rank de la Google, drept răsplată a muncii făcută bine. Noi, pe site-ul nostru de prestare, danbradu.com, aici la optimizare SEO, avem o ofertă destul de descriptivă a ceea ce facem. Mulți zic că prețurile astea sunt mai mari, dar dacă s-ar uita mai atenți puțin, ar vedea că conțin mult mai multe lucruri decât simpla scriere și publicarea unui articol. În primul rând, trebuie să specific că articolul respectiv este scris de specialiști care au deja o foarte mare experiență în acest domeniu. Apoi, se publică pe site-uri cu vechime foarte mare, cu page rank între 1 și 5, trebuie să fie totuși page rank de toate tipurile. Se publică apoi fiecare articol în parte pe conturile noastre sociale, obținând atât semnale sociale, link-uri sociale, cât și, repet, trafic social. Numai să specific pagina danbradu.ro, care are peste 30.000 de membri, 30.700 în creștere foarte mare, noi avem vreo 25 de astfel de pagini, avem și vreo 350 de grupuri de Facebook unde publicăm fiecare articol în parte din oferta noastră cu DB Poster, Dan Bradu Poster, puteți căuta pe site-ul nostru despre ce e vorba, un soft automat care face acest lucru fără să spameze Facebook și astfel vă garantăm cel puțin 150 de clicuri naturale din Facebook, ceea ce pentru Google înseamnă foarte mult pe fiecare articol în parte. Doi la mână, sigur, el vine distribuit acest articol și pe contul de Twitter, care are 2000 de followers, și pe Pinterest, și pe LinkedIn, și pe Google Plus, unde iară stăm foarte bine la numărul de urmăritori. Pe de altă parte, fiecare articol în parte este înscris în site-urile noastre paidforlike.com, traffix.info și socialnetworkhits.com, acolo unde va obține like-uri, Google Plus-uri, tweet-uri, LinkedIn share-uri naturale, sunt site-urile noastre de link de social exchange și sigur promovare pe aici scriu 150 de grupuri de Facebook, dar deja am ajuns la 350, vă dați seama că e o mare diferență. Cam asta înseamnă un articol făcut corect, un articol scris corect, articol unic neapărat, focalizat pe cititor, articole postate pe site-uri diferite, pe servere diferite, cu vechime foarte mare, promovat în aici scriu 160, pentru că la vremea aia atât aveam, acum avem peste 350 de grupuri de Facebook, 100 semnale sociale combinate, veți vedea dacă citiți mai mult pe pagina noastră și având un conținut de calitate, interesant pentru cititor și automat, cum să vă explic, popular în canale de socializare pe care Google le ia tot mai mult în considerare, articolul respectiv are putere foarte mare pentru SEO și pentru trafic direct. Ca să vă arăt niște rezultate, intrăm pe un site al nostru mai micuț, care are PageRank 3 și care are nenumărate articole de PageRank 2, chiar articolul. Luăm, nu am stat să le caut dinainte, așa că uitați acest articol din data de 28 martie, are PageRank 2. Se poate vedea foarte clar aici, site-ul are page rank 3, articolul are page rank 2. De asemenea, avem foarte, foarte multe și nu doar pe site-ul ăsta care au, uitați, un alt articol de page rank 2. Acum, nu le urmăresc în general după acest criteriu, dar în general faptul că site-ul și articolul lucrează corect, asta este nota pe care Google ne-o dă, page rank pe fiecare pagină secundară, sunt foarte, sau mă rog, nu pe fiecare, dar pe marea majoritatea lor, sunt foarte puține site-uri care se pot lăuda cu acest lucru, site-urile noastre cam toate au așa ceva, ceea ce face clar diferența între noi și alți competitori. Pe de altă parte, pe un alt site al nostru veți vedea trafic foarte mare, noi am făcut datele publice, tocmai să nu existe discuții, unele articole au peste 10.000 de vizualizări în câteva luni de zile, avem unele chiar cu 100.000, dar pe nișe internaționale. 12.000 de vizualizări pe acest articol care este deja pe prima pagină la exerciții pe bandă de alergat, pe primele poziții și atrage trafic. E doar un exemplu, am vrut să vă arăt acest exemplu, să înțelegeți că articolele
SEO nu au, uitați și acest articol are PageRank 1. Scopul lor nu este doar de a aduce link, ci este chiar de a atrage trafic foarte mare, trafic de referință, trafic în care se vorbește despre dumneavoastră și care vă poate aduce o vânzare. Iar doi la mână, în timp, prin obținerea pe pagina articolului a PageRank-ului, acest link devine foarte, foarte puternic, iar site-ul nostru inevitabil va avea PageRank mai mare, adică autoritate mai mare și va avea evident și va avea evident și cum să vă spun, va avea evident și succes mai mare în SERP. Acesta este stilul nostru de lucru, sper să vă placă, iar dacă doriți mai multe detalii, vă aștept pe site-ul nostru. Ce vreau să vă mai spun despre noi este că suntem o companie care lucrăm 100% cu resurse proprii. Avem foarte multe cuvinte pe locul 1-10, nu o să stau acum să le enumăr. Suntem singura companie de SEO din țară care folosește 100% resurse proprii, adică site-urile noastre. Și aici aveți garanția că aceste site-uri vor fi ale noastre și articole vor rămâne acolo pentru veșnicie sau pentru foarte mult timp. Sunt foarte mulți care generează trafic și pe site-uri cu PageRank și apoi ulterior, după ce fac un anumit număr de articole, vând site-uri. Respectiv, eu am cumpărat de la ei multe site-uri și știu ce vorbesc, dar eu am șters ce nu era meu, recunosc asta. Lucrăm în perfectă concordanță cu Google și avem peste 100 de site-uri proprietate personale cu PageRank 1.5. Unele din ele cu autoritate foarte mare, chiar au domeniul țării 50-60. Oferim și servicii training, consultanță și avem peste 100 de clienți, atât români cât și străini. În ultima vreme mai mulți străini. Eu sper ca și românii să se reîntoarcă la servicii de SEO. SEO se face, dacă ascultați de cine știe cum se face, mai ușor decât se făcea înainte. Foarte departe gândul că SEO a murit. Așadar, singura formă de SEO pe care vă recomand